Bună tuturor și bine ați venit pe canalul meu! Eu astăzi, după cum v-am promis, revin cu cumpărăturile pe care le-am făcut la Iași și o să vă arăt hainele pe care le-am achiziționat. Așa că, dacă sunteți curioși, rămâneți alături de mine și vizionați cu plăcere și nu uitați să vă abonați! Și, dacă sincer, am rămas destul de dezamăgită de H&M-ul din Iași, nu știu de ce, fiindcă nu am găsit practic nimic. Din tot ce am probat, ori era mare, ori nu se aranja practic deloc. De asemenea, ceea ce am văzut pe site cu Zara și realitatea la fel este total diferită. Nu știu de ce, sau poate eu nu aveam chef de a cumpăra ceva și de atât am mers așa de greu. În Stradivarius, cu toate că am văzut sacouri destul de drăguțe, nu erau mari și unul era cu defect, așa că ideea mea de a-mi cumpăra un costum a ieșuat practic total, însă din outlet mi-am găsit așa un sacou negru, veți vedea o poză să fie un pic mai clar. Este de la Mojito, mărimea 38, este așa un pic oversize, cum este acum la modă, se aranjează destul de ok, în combinație cu o pereche de pantaloni clasici pe care eu deja i-am, se formează un costum, cu toate că eu am vrut într-o culoare mai aprinsă, dar probabil cu altă ocazie. Calitatea este destul de ok, a costat 60 de lei, dacă nu mă greșesc, și se aranjează destul de bine, mai ales față de acele de la H&M. Acesta arată super. Cine este din Iași, sunteți foarte, foarte bogați în outlet, așa că dacă căutați bine, la sigur puteți să vă găsiți ceva. Sunteți foarte fericiți. După care am primit o cadou, o rochiță, cam așa arată aceasta, să zicem un pic clasică, se aranjează destul de plăcut, este ușoară, nu se boțește, ceea ce este un plus foarte mare pentru mine, la fel de la Mojito, mărimea S, ca de obicei, a costat 60 de lei, outlet-ul. Vi-l arăt. Un outlet destul de drăguț, acolo erau chiar și o pereche de pantaloni din piele, care pe mine erau un pic mici, din păcate. Cine este mai mic decât mine, fugiți repede, poate ai găsit. Puteți să vedeți ce am măsurat în video cu vlogul de la Iași. Și cam așa. Mie mi-a plăcut. Față de restul lucrurilor pe care le-am măsurat, acesta a fost ok, chiar dacă poate nu chiar wow. După care, după dezamăgirea mea totală, despre care vă povestesc deja, am mers împreună cu prietenul meu la Decathlon, el vrea să-și cumpere unele chestii și așa plimbându-mă pe acolo, mi-am ales și eu câteva tricouri pe care, dacă ați văzut vlogul, ați văzut în imagini. Acest alb arată așa, destul de simpatic, pentru primăvară, vară, este ok, de bază, nu foarte scump. Și unul negru, care la fel este destul de drăguț, se aranjează ok, mărimea XS, mai pe corp, ele un pic diferă, dacă o să mergeți să le măsurați, o să vedeți că alb este un pic mai pe corp, XS. Dar negru e un pic mai larg. Cam așa și au costat, dacă sincer nu prea țin minte, în jur de 20-25 de roni, cam așa, dacă nu mă greșesc. Plăcute pe corp, clasice, de ce nu? Și după care mi-am mai luat și un rucsac, cam așa arată, destul de simpatic. Eu nu m-am dus cu acest scop de am luat, dar l-am văzut și am zis de ce nu. Am hotărât eu să-mi iau unul mai mic, prietenul meu unul mai mare, tot de acest gen. Este destul de ok. Se aranjează bine, are o culoare, pot să zic că simpatică, pentru a merge undeva pe două zile, mie mi-ajunge așa.
Eu acho que sunt un om care economisește locul, nu-mi place să car foarte multe locuri după mine, iar când pleci undeva și ai posibilitatea de a mai cumpăra, de ce să le iei toate pe acasă. Preț destul de accesibil, 60 de roni, dacă nu mă greșesc. Garanție, mi se pare că am găsit în el de 7 ani, am rămas cu ochii așa, wow. 7 ani pentru un rucsac este destul de mult, dar desigur eu nu îl voi purta în fiecare zi, doar pentru diferite ocazii. E ok. Pentru bărbați, în general, eu am, sau chiar și pentru copii, pentru a merge la școală, de ce nu? Acestea au fost cumpărăturile pe care am vrut să vi le arăt în videoul de astăzi. La fel, nu au fost foarte, foarte multe, fiindcă n-am găsit lucruri care să vreau să le cumpăr. Așa că eu sper că v-a plăcut. Dacă da, nu uitați să puneți un like, să vă abonați și vă mai aștept. Pa, pa, v-am pupat!